foarte important că are șpernuțe și este moale și pentru spate și pentru cap. Aveam nevoie de așa ceva și din motivul ăsta am inventat, făcut așa din scutec și le-am umplut cu material de sintipon. Puneam scutece sub cap ca să le fie mai, să le poziționăm, dar fiind scutecele mai tari, mai nu așa de moi, clar că și copilului poate să-l doare spatele, umerașii. Pus în noul cocon, micuțul s-a liniștit imediat și a căscat. Medicii au spus că acesta imită perfect uterul matern. De aceea, copilul are șanse mult mai mari să se dezvolte exact ca un bebeluș născut la termen. Respectarea poziției și prematurului care el o ocupă în uter are, deci, o însemnătate foarte mare și cu, adică, cu limitele care am avut noi acum să le poziționăm corect, nu prea se primea la noi. Imediat ce au primit darurile, asistentele medicale au și început să schimbe toți copilașii în noi coconi. Darurile au fost aduse de două mămici care la fel au trecut prin experiența de a avea copil prematur. S-au cunoscut într-un salon de la Institutul Mamei și Copilului și au văzut că instituția are multe lipsuri. Mărișele pomoși нашей реанимации, так как мы здесь жили, видели, что происходит, как это сложно. Мы привезли эти коконы из Франции. Acum donăm 20. Banii sunt strânși și sunt donați de oameni simple, de mame care tot au trecut prin așa ceva. Femeile au adus și un filtru pentru apă care era defect și vor să continue să strângă bani pentru a aduce coconi în toate secțiile de prematuri din oraș. Potrivit statisticilor, anual 7% din copii sunt născuți prematuri.